Salut! Sunt Otilia Drăguțanu și sunt antreprenoare. Conduc o companie pe care am fondat-o acum 20 de ani. Dar astăzi o să vă povestesc despre primul meu job. Primul meu job a fost în calitate de reporter la ProTV. Am lucrat acolo în jur de 2 ani. Făceam știri din domeniul social, în special din educație. Salariul pe care îl aveam era de aproximativ 200 de dolari în acea perioadă, acum 20 de ani. Acesta era un salariu foarte bun, fapt pentru care eram dispusă să muncesc foarte mult și să depun un efort foarte mare. Ziua de lucru începea de obicei la ora 8 și plecam împreună cu colegii din echipa de filmare sau pe teritoriul orașului sau în Republică, oriunde era nevoie de a acoperi un eveniment. Deseori mergeam în școlile din sate pentru a vorbi despre anumite lucruri care se întâmplau acolo și întotdeauna am fost surprinsă de diferența de condiții pe care le au copiii din oraș și copiii din sate și de faptul că acești copii din sate au de fapt aceleași rezultate ca și cei din oraș. Acest lucru mi-a arătat că, indiferent de condiții, efortul, dorința, pasiunea câștigă. Să fii reporter înseamnă, în primul rând, să fii un comunicator bun și să știi să vorbești așa cu oamenii încât aceștia să se deschidă, să-ți răspundă la întrebări pentru ca știrea să-ți iasă interesantă. Cel mai complicat este iarăși atunci când trebuie să obții de la ei informație care apoi nu-i pune într-o lumină bună, însă acesta este rolul reporterului de a acoperi și acele situații care nu sunt neapărat pozitive. De asemenea, să fii reporter înseamnă să știi să scrii, nu doar să comunici, dar să pui gândurile tale pe foaie. Pentru că a scrie o știre înseamnă să te exprimi succint, clar, cuprinzător. Otiliei de atunci aș spune să aibă răbdare, pentru că la acea vârstă aveam tendința să vreau tot și dintr-o dată, însă, cum se spune, nu există un ascensor către succes, trebuie să mergi pe scări, iar mersul pe scări e încet.